Școala a început cu încredere din partea elevilor, dar cu neîncredere din partea profesorilor, și asta pentru că jumătate dintre cadrele didactice nu cred în promisiunile guvernanților și în faptul că de la 1 ianuarie li se vor mări salariile, așa cum au stabilit la începutul verii. Președintele și ministrul educației spun însă că promisiunile vor fi respectate. În caz contrar, profesorii vor protesta din nou. Unul din doi profesori nu crede că guvernul va aplica creșterile salariale de la 1 ianuarie. Potrivit unui sondaj realizat de World Vision România, 49% dintre aceștia sunt sceptici total în această privință, în timp ce 35% sunt rezervați în ceea ce privește promisiunile guvernanților. Înțeleg că este o lege care trebuie aplicată de câțiva ani referitoare la salarizare și care nu s-a aplicat. Personal nu am încredere în guvernul actual. Nu că nu am încredere în buna intenție a dumnealor, dar nu văd cum se poate realiza, având în vedere situația în care se află țara în momentul de față. În mod sigur, dacă nu se rezolvă ceva, colegii mei vor ieși din nou. Neîncrederea profesorilor este justificată, cred părinții, care îi susțin în această privință, însă nu vor fi de acord cu o nouă grevă pentru că asta ar afecta actul educațional. Nemulțumirea nu trebuie să se traducă într-un act educațional neconfort. Sunt alături de ei, ne dorim să primească diferența la 1 ianuarie, deși la momentul ăsta, la etapa la care ne aflăm, nu cred că vor primi la 1 ianuarie, pentru că nu avem legea salarizării terminată așa cum au promis de altfel atunci când a fost grevă. Dar sunt sigur că fiind an electoral, întârzierea nu poate să fie mare. Nu vom susține sub nicio formă o nouă grevă generală. Același sondaj arată că 29% dintre profesori spun că au o situație financiară precară sau modestă. În iunie, după greva generală a profesorilor, guvernul le-a crescut salariile în medie cu 25%. De la 1 ianuarie, dascălilor li s-a promis că un profesor debutant va avea minimum 4.600 de lei net. Măririle salariale din acest an sunt un pas în direcția corectă, dar cu siguranță că meritați mai mult. Creșterea medie de 25% a salariilor din învățământ a devenit realitate după ce ați atras atenția societății asupra importanței meseriei de dascăl. Continui să susțin și creșterea salariilor începând cu 1 ianuarie 2024 și vă asigur că rămân ferm în a sprijini toate demersurile prin care angajamentele luate de guvern în această vară să devină realitate. Noul pachet legislativ vine în sprijinul dumneavoastră și este dovada înțelegerii faptului că dascălii trebuie să fie prețuiți. Creșterile salariale din ultimul an au fost cele mai mari din ultimele 3 decenii, iar guvernul și-a luat angajamentul că salariile vor crește etapizat și în următorii ani, prin raportare la salariul mediu brut pe economie ca salariu al debutantului. Pentru ca salariile profesorilor să crească, este nevoie și de o nouă lege a salarizării, care ar trebui adoptată în această toamnă.